Am revenit în direct la Infomedica. Vă reamintesc că în această seară stăm de vorbă cu părintele Constantin Capșa de la Parohia Sarata despre săptămâna patimilor, despre sănătatea trupească și sufletească, în special despre suflet. Ne spune atât de frumos părintele și ne îndeamnă la lucruri bune. Și am să vorbesc mai puțin și am să las pe părintele să vorbească mai mult în partea a doua emisiunii, ca să ne spună din cuvintele frumoase dinainte de Sfânta Sărbătoare. În prima parte am amintit de denia de duminică seara, denia din seara aceasta luni, am amintit câteva cuvinte și despre denia de marți, pilda celor 10 fecioare. Să mergem că 7 zile și timpul este limitat, să vedem în ziua a treia, pentru că toate zilele sunt numite lunea cea mare, marța cea mare, miercurea cea mare, joia cea mare, vinerea cea mare și scumpă. Distinse doamnă și iubiții mei, miercuri are loc evenimentul acela extraordinar de important când Mântuitorul își pregătește să stea la cină cu apostolii. Dar înainte de cină, le dă lor și ne dă și nouă un exemplu extraordinar. Și anume, cred că cu toți au auzit, spălarea picioarelor. Iisus s-a încins cu un ștergar. Se mai întâmplă și astăzi prin unele mănăstiri, la unele centre eparhiale, unde cel mai mare se încinge cu un ștergar, alinează 12 călugări subalterni și le spală picioarele. Hristos a avut o mare pedagogie și un mare motiv să le spele picioarele. Întâi, să-l umilească pe cel în care intrase Duhul Vinderii pe Iuda Iscarioteanu, poate își revine, dar nu și-a revenit. În el intrase Duhul Lăcomiei și al banilor de când a venit femeia cu mir, cu ulciorul, acolo spune cu un vas de alabastru, cu un ulcior de ulei, mir, de nard curat și l-a turnat pe capul și pe picioare Mântuitorul Hristos și l-a șters. El imediat, Iuda Iscarioteanu, a intrat Duhul cel rău. De ce nu s-a vândut acest undelem, acest mir? Și banii rezultați să-i dăm săracilor. Și Mântuitorul, cu diplomație, spune, las-o, nu tulbura. Ce a făcut femeia aceasta, tu nu înțelegi, Iuda. Pe săracii aveți pururea, pe mine nu mai aveți pururea. Și prin spălarea picioarelor a vrut să-l umilească pe Iuda pentru acest lucru, dar nu. Pe urmă, când a ajuns la cel mai bătrân, la Petru, Petru atunci zice, Doamne, dar cum să-mi spel mie picioarele? Și Mântuitorul vrea să-i arate, iarăși să-l descopere pe Iuda. Petre, dacă eu nu-ți voi spăla picioarele, nu vei fi vrednic de mine. Că ție zic, în noaptea aceasta, înainte de a cânta cocoșul de două ori, tu te vei lepăda de mine. Oleu, Doamne, spalmă-și pe cap, spalmă-și... Nu, Petre, cine este curat, făcea trimitere tot la Iuda vânzătorul, dar nu s-a prins de el nimica. Cel ce este curat, numai picioarele trebuie spălate. După care au mers la locul pregătit și acolo au cinat, acolo a luat pâinea, a frânt-o, acolo a luat cina cea de taină, să nu știe nimeni, numai cu apostolii, a luat pâinea, a frânt-o și le-a dat lor. Ca și atunci când a înmulțit cele 5 pâini și 2 pești, Hristos nu le-a dat luminavă, băi! Le-a dat apostolilor și apostolii le-a spus, dați-le voi să mănânce. Acum,
La cina cea de taină Hristos instituie, rânduiește Sfânta Euharistie. Din momentul acesta, din Joia Mare, este instituită taina împărtășaniei. Hristos a luat pâinea, a binecuvântat-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și binecuvântând paharul, a zis: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, care pentru mulți, pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatului. Aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea, că ori de câte ori veți mânca din pâinea aceea și veți bea din potirul acesta, moartea mea, jertfa golgotică, moartea mea și învierea mea veți vesti. În această zi, pe lângă faptul că noi în toate bisericile săvârșim liturghia Sfântului Vasile cel Mare dimineață, și în această liturghie se scoate încă un sfânt agneț, încă un trup al lui Hristos, două. Unul pentru acel agneț, când am făcut odată proscomidia, am arătat acel agneț, trupul lui Hristos, pentru ziua de joi, ca să împărtășească toată lumea, toată comunitatea, și încă un agneț pe care cu mare grijă îl păstrăm pe Sfânta Masă, îl urmărim joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, până marți. Până marți, a treia zi de Paști, când se usucă bine și se sfărâmă, din care agnez, se împărtășesc copiii care se botează. Mă duc la spital și împărtășesc cu un bătrân. Mă duc acasă și împărtășesc cu un bolnav. Este Sfânta Împărtășanie pentru tot anul. Care atunci poate n-au postit. Nu există. Aceea se dă duhovnicul, știe cum să o dea. Copiilor, vine un copil, un accident, o problemă, are Sfânta Împărtășanie pentru tot anul. Seara, în Joia cea Sfântă, în toate bisericile, dacă luni, marți, miercuri la țară, eu spun că am fost la țară și având 20 de familii sau 17 familii la Rămoaia înainte de 89, nu făceam luni, marți, miercuri, denisara. Începeam de joi seara, făceam la țară, la acele sătuci. Joi seara, cu cele 12 evanghelii. Vineri dimineață, dezgroparea Sfântului Aer, vineri seara, prohodul. Haideți să vedem joi seara. Este miezul, istoria patimilor Mântuitorului Iisus Hristos. N-ai reușit să prinzi toate duminicile din postul mare. N-ai reușit să prinzi duminicile pregătitoare, să înțelegi că Hristos, prin acele pilde, prin vame și fariseu, prin fiul risipitor, prin fricoșata judecat, încearcă să te apropie, să te ducă pe calea cea bună. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu ai reușit să vezi pe Sfântul Ioan Scăraru, nu ai putut să vezi pe Sfânta Maria Egipteană, n-ai fost a treia duminică să vezi la Duminica Crucii cum este miezul, jertfa lui Hristos, dar săptămâna aceasta măcar, dar în Joia Mare, să nu lipsești, frate, nu pentru mine, nu, fiecare pentru el, să asculți acolo 12 pericope evanghelice, câteva capitole bune din Sfânta Scriptură, unde este prezentată toată patima lui Hristos, felul cum au pus gând să-l omoare, felul cum a pus gând să-l vândă și cu sărutarea lui a vândut fiul omului, felul cum a ajuns la Ana Caiaf, felul cum a ajuns la Pilat, felul cum s-a spălat Pilat pe mâini și tot norodul a strigat sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. De aceea e atâta împrăștierii din poporul acela în toată lumea. Pe urmă, felul cum a fost condamnat și cum a fost supus să-și ducă el singur crucea, căzând sub povară, își ducea crucea, îl băteau, îl batjocoreau, îl scuipau, îl plămuiau, îi se așezau în genunchi, se închinau și îl umileau într-un hal fără de al el,
care l-a chemat pe Lazar afară, Hristos care a înviat pe fiul văduvii, pe fiica lui Iair, El care a hrănit mulțimile cu pâine, pe Iisus care a vindecat atâția orbi, Cel care a vindecat pe leproși, care nimeni nu s-a apropiat de leproși, Cel care a dat vedere orbilor, Cel care a zis slăbănogului, scoală-te, ia spatul tău și mergi. Fiul lui Dumnezeu, pe acesta l-a umilit într-un hal fără de hal. Oare noi nu suntem așa umiliți astăzi și trecem cum știu toate? Nu o putem posti, nu o putem să mergem la biserică, stau tolănit în pat, pot stau și țigara în gură, stau cafea înainte. De ce nu spun și la doctor? Sunt infomedica, da? Ia să ne facem așa. Matale vorbește aici cu doamne de la farmacie, cu doctori, cu specialiști în medicină. De ce nu iau oamenii acasă după ceea ce au de la televizor, pastila pentru cap, pastila pentru stomac, pastila pentru... Până nu te vede doctorul, până nu te pipăi doctorul, până nu ți-a analizat doctorul, nu poți să te faci sănătos. De aceea îndemn pe toți frații, dragii mei, vreți să primiți lumină din lumină? Vreți să întâmpinăm învierea Domnului 2017, cum se cuvine? Veniți la această jertfă golgotică. Fiți alături pe Hristos. Vărsați o lacrimă și gândiți-vă de câte ori ai avut gând să-L înjuri. De câte ori ai avut gând să te lepezi de Hristos. De câte ori L-ai ponegrit, de câte ori L-ai folosit în bancuri și în glumele tale. Iată că orice păcat ai făcut este un nou spin în corona lui Iisus. Este o nouă palmă, un scuipat în obrazul lui Iisus, o nouă palmă în obrazul lui Iisus. Și atunci te întreb, cum, Doamne? Eu nu, dacă eram, nu făceam. Tot la fel facem și noi astăzi. Îl ponegrim. Și iată că atunci avem 12 evanghelii. După cele 5 evanghelii, primele 5 evanghelii, 5 istorioare despre patimile Mântuitorului, în Sfântul Altar se pregătește crucea. Și preotul, împreună, dacă nu poate, că e bătrân, îl ajută epitropul, îl ajută un consilier, ia crucea în spate și înconjoară mormântul sfânt, ieșind în mijlocul bisericii și o pune. Așa cum o avem pe 1 august, când este aflarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie, când este înălțarea Sfintei Cruci, în duminica a treia din postul mare, Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă. Să o avem acolo ca nădejde, ca speranță, ca următoarele a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 12-a. Celelalte să le ascultăm cu mai multă atenție, având-l în mijlocul nostru pe Hristos cel răstignit. Că nu se poate altfel. Urmând ca vineri dimineață, trec repede, că sunt învârtișeasul, vineri dimineață, în toate bisericile se dezgroapă Sfântul Epitaf, Sfântul Aer, o bucată de pânză. Exact cum este Sfântul Antimis, aceeași format, punerea mormânt, Giurgiu Mântuitorului. Se scoate, se pune pe Sfânta Masă și după ceasurile împărătești, că vinerea mare este ziua liturgică, ceasurile împărătești, la momentul respectiv, se înconjoară Sfânta Masă, se scoate în sunetul clopotului toaca tot absolut și se duce în mijlocul bisericii și se pune pe masă aranjată bine acolo. Dar aș vrea să fac, dați-mi voi să fac un anunț, dacă vreți, pentru cei care au făcut armată cu mine, pentru comandanții mei, dragii mei, pentru cei care știți ce înseamnă armata, știți ce înseamnă Sfântul Antimis și Sfântul Epitaf, înseamnă steagul unității. Steagul unității. Dacă a dispărut steagul unității, care cine ți-l dă? Cine îl păzește? Cei care au făcut armată știu ce înseamnă steagul unității. Este chiar lângă camera comandantul unității și este păzit de santinelă
24 din 24 de ori, dar santinela acolo stă lângă steagul. Doamne păzește! Se pierde un tank, se pierde o mașină, se pierde, nu știu, și linguri și strachin la bucătării. Dar dacă s-a pierdut steagul unității, unitatea respectivă s-a desfințat. Iată aici, plecând că acum sunt multe certuri în toate și neîmpliniri și multă lume vorbește și întreabă atâtea. Dragii mei, la o unitate militară, dacă nu există comandant care să conducă drept comanda la mine, unitatea ce este haos. Poți să fii 100 de ofițeri, nu contează. Funcția doboară gradul. Poți să fii locotenent, comandant de unitate. Poți fi general, comandant de unitate. De ce am făcut această trimitere? Noi, în fiecare biserică, avem acest steag sfânt, dăruit cu jertfă de către mitropolitul nostru, Sfântul Antimis. Fără de care nu poți să fii unitate militară, nu poți să fii biserică fără Sfântul Antimis. Nu poți să fii biserică fără Sfântul Epitaf. Se ia Sfântul Epitaf vineri seara după ce se cânte prohodul și se înconjoară biserica. Și prima dată rostești unii dai raport la comandantul unității. Cine este comandantul unității tale? Este mitropolitul tău. Prima dată mă opresc și rostesc rugăciuni pentru mitropolitul, sub oblăduirea căruia fac, el este direct răspunzător de viața mea spirituală și a comunității unde m-a rânduit. Pentru mitropolitul meu, pentru conducătorii și tot poporul, merg mai departe, mă rog, pentru toți frații preoți, suntem în duh. Dacă noi nu le facem acestea și nu respectăm acestea, ce să cerem poporului? Să cerem, ce să ceară cineva la o unitate militară unde nu este drapelul unității, unde nu este comandantul al armatei, acolo trebuie să fie o bună chipzuință. Unde nu este ierarhie, este anarhie. Mergem mai departe. Pe urmă, ne rugăm pentru aceștia, dar nu-i uităm nici pe cei din morminte. Cei ctitorii, cei care au făcut, cei care s-au jertfit, rădăcinile noastre, a tuturor românilor, a tuturor oamenilor, sunt în morminte acolo, tata, mama, tatăl meu a rămas fără mână la cotul Domnului, ca să lupte să fie țara aceasta Sfânta României. Și atunci nu-l amintesc și el, merg aici, este comunitatea. Exact cum ai merge în jurul corăbiei lui Noe să vezi pe unde este fisurat. Oamenii merg și înconjoară și cântă cântări, Sfinte Dumnezeule, merg la cer, vii din coace. Și te rogi pentru tot poporul. Ai părinți, ai colegi, ai prieteni, ai creștini bolnavi în spital, îi pomenești tată și pe ei acolo. Ai în călătorie. Mai mulți credincioși din parohia mea sunt în Italia, în Spania, în Franța, în Italia, America și mai departe, decât îi am în comunitatea mea acolo. Datoria mea de păstor, ai să dai seamă de oile încredințate. Și acele de acolo sunt tot oile mele, că sunt cu rădăcinile aici. Copacul, chiar dacă s-a dus ramura mai încolo și ramura mai încolo, tot rădăcina, tot aici e în Sarata, tot aici este el. Trebuie să ne rugăm și pe el. Și intrăm cu Sfântul Epitaf, cu Sfântul Aer, intrăm în biserică, oamenii trec pe sub el, îl sărută, că este drapelul unității. Dragii mei, nu ne jucăm, fraților, care ați făcut armată, poate mă aud atâți colonii cărora le-am fost soldat, terist, elev, caporal, terist, i-am fost în armată, în 76, de 41 de ani, nu? Ei, drapelul unității, păi dai, ce v-a spus și sacul? Oamenii îl sărute pentru că este Giurgiu Mântuitorului Iisus Hristos. Capul principal al bisericii este Hristos. Hristos a transmis harul prin apostoli, apostolii au transmis arhiereilor. Arhiereii sunt conducătorii bisericii noastre. După care ia Sfântul Epitaf și îl pune pe Sfânta Masă, pe Sfântul Mormânt și stă acolo până miercuri, la vecernii, înainte de Joia Înălțării, Joia Înălțarea, la 40 zile. După care, dragii mei, pentru că Dumnezeu e bun, e mult milostiv, sâmbăta cea mare, sâmbătă dimineața, a rânduit din nou să se săvârșească în toată biserica iarăși liturgia Sfântului Vasile cel Mare.
că ea numai de 10 ori pe an se face, liturghia Sfântului Vasile cel Mare, ca să aibă fiecare credincios posibilitatea să nu zică cineva că nu am avut timp. Eu le-am spus, Doamne, iartă-mă și transmit pe această cale să nu am păcat înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, așa cum vă duceți, așa cum vă programați pentru sănătatea trupului, gândiți-vă că aveți și un suflet. Omule, ce ți-ar folosi ție să dobândești lumea toată și să-i pierde sufletul tău? Ce poți să dai în schimb pentru sufletul tău? Programează din timp. Fă-ți un calcul. Bă, mă duc în prima, mă duc între a treia, mă duc în a noua, mă duc în aici, mă duc și după Paști, mă duc și în caut de sufletul meu și mă spovedesc și mă duc la o liturghie de când spun binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Din momentul acela stau acolo, ascult întâi cuvântul lui Dumnezeu care este Sfânta Evanghelie, iau parte la jertfa care se jertfește pe Sfânta Masă și pe urmă mă duc cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Și pentru că mulți vor veni, dați-mi voie să fac un anunț totuși creștinesc, că-s bătrân, nu știi dacă mai vin pe aici. Iubiții mei frați, pentru că mulți vă veți împărtăși în joia cea mare, ca preot în vârstă vă îndemn și vă sfătui. Când mergeți pe alee spre Sfântul Potir, caută, tată, în dreapta, în stânga, un sfeșnic și lasă lumânarea acolo. Când ai ajuns în fața preotului, puneți mâinile așa și te apropii, nu umblați cu mâinile să dați peste. Eu am excelența asta și eram cât pici. Dacă Doamne păzește, dumneatale, umblând cu mâinile, fluturând picolo, picolo, și mi-ai dat peste Sfântul Potir și l-am vărsat, eu am terminat-o cu preoția. Acum să nu veniți intenționat. Eu vă îndemn, părintești, puneți mâinile frumos, deschide gura și îl primești pe Hristos. Deschide poarta cerului și îl primești pe Hristos. După aceea ai timp, după ce ai trecut de Sfântul Potir, să-ți faci toate crucile, să-ți faci toate închinăciunile, du-te, ia un pic de Sfântă Nav, ia un pic de vin sau un pic de aghiazmă dacă ești cu mașina, ca să nu ai primul, Doamne păzăști, surpriza să spui din cauza împărtășanii unde ai luat o lingurită, tu te-ai oprit la creșmă și mi-ai luat două pahare, 35 și m-am împărtășit și de asta mi-a luat permisul. De aceea, dragii mei, și sâmbătă dimineața preotul este acolo, pentru asta e numit acolo. Face Sfânta Liturghie, fiecare creștin să vină. Dar nu vine sâmbătă dimineața la 9, părinte, hai, spovedește-mă și pe mine, dă și mie acolo și am plecat. Nu mă fur pe mine, nu mă înșel pe mine, pe tine te înșeli. Eu îmi fac datoria și cred mai mult ca acum aud mii și mii de oameni acest gând și cuvânt al meu. Distinse Doamnă, rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ajungem cu pace slăvitul praznic al Învierii lui Hristos, să ajungem acolo să reușim să primim lumină din lumină, din lumina lui Hristos. Dar să fim siguri că nu trebuie să te duci la vecina să o speli picioare, nici la soacră, nici la mamă, nici la băiat, nici la fată, dar măcar din inimă să ierți. Dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta. Dacă voi nu veți ierta, degeaba, zice Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșițelor noștri. Părinte, o mică paranteză. Vă ascult, Doamne. Îl rog pe Alex să ne mai îngăduie după aia câteva minute. V-am întrebat și în alte emisiuni, iertarea. Pentru că multe persoane spun, nu pot să iert, mi-a făcut atât de mult rău, nu pot să iert. Cum să facă să ierte? Pentru că unii oameni consideră că ce le-a făcut un aproape, o rudă, un iubit, o iubită, o nevastă, o ceva, o mamă, un tată, e de neconceput. Foarte mult. Doamnă, dar v-am spus că Hristos, cel care a făcut atâta bine oamenilor, l-a adus la lumină, l-a repus în grădina Edemului pe om, iar i-a deschis raiul. Nimeni n-a deschis, nici Sfântul Ilie, n-a deschis nici Moise. Hristos a deschis raiul cu tâlharul. Hristos a făcut atâta bine
și când Hristos a luat atâtea palme, și Hristos a luat țiuleță, și Hristos a luat coroană de spini. Care au fost cuvintele lui Hristos pe cruce fiind? Răstignit, cu piroanele în cui și în mâini, ce a spus? Iartă-le lor că nu știu ce fac. Oare eu am primit coroană de spini? Oare eu am primit atâtea câte ori și totuși m-a iertat și mă iartă și mă primești ori de câte ori vei cădea scoalte și te mântui. Nu există, nu se vrea. Dar trebuie și uitarea. Păi nu dacă... cum iert și nu uit, dar asta pentru mine, părerea mea personală, e un nonsens. Am iertat, gata. Da? Gata. A, țin minte evenimentul, dar dacă n-am uitat, înseamnă că n-am iertat cu adevărat și mă mai râcăi acolo, sufletește. Altfel, țin minte doar ca un fapt care a fost și a trecut, dar nu mai are putere asupra mea. Nu. Trebuie. Dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă. Asta este poruncă de la Hristos. Bun, și cum să facă? Să se roage să poată ierta, să li se deschidă se sufletul? Vrea. Cum? Nu pot să mă las de păcatul ăla, nu pot. Dacă vrei, se poate. Dacă nu ai voință, poți să-i faci minuni, să-i și voința se găsește, se crește, se dezvoltă, se educă. Cum? Voința este lăuntric. Vreau. Păi cum vrei să faci un lucru și rău, poți să faci un lucru bun? Cum te duce vrăjmașul către crâșmă când ieși de la biserică în loc să duci acasă, să te odihnești, să mănânci? Nu, hai, îți pune căpețala aici, hai numai un rachiubie, hai numai un pahar și pe urmă la ce ți-o mai folosesc sfânta nafră? Că ai luat-o dacă tu peste 3 ori ești sapă în debat la crâșmă. A, uite ce fac creștinii. Păi eu în biserică așa învăț. Nu învăț așa. Vrăjmașul îi cheamă, diavolul îi cheamă și îi duce acolo ca să dispară, să nu cumva să se poată mântui, să fie asemenea îngerilor și sfinților. Nu este voință, nu are voință, nu. El dirigează întunecul, umblă întunec, umblați într-o lumină cât aveți lumina. Hristos este lumina. Cât de des împărtășit, cât de des în comuniune, cât de des rugăciune, îi spun ce să fac, să roage cât de des, Doamne, fii cu mine, Doamne, nu că dacă citesc, strictește, nu, Doamne, scapă-mă, a spus Petru când era pe mare, Doamne, apără-mă, tatăl meu îmi spunea că a fost pe front și a zis, dragul tate, vă mărturisesc, eu n-am știut multe rugăciuni. Așa, dar spune Maica Domnului nu m-a lăsat, Doamne, apără-mă, Doamne, și-a ajuns, o, venit invalid, fără o mână, dar a ajuns acasă. Bun, noaptea sfântă a învierii. Dacă dă bunul Dumnezeu și ajungem acolo, să fim cu luarea minte și să primim învierea. Și mai dau un sfat părintesc și preoțesc. Dragii mei, vedeți că pe lângă biserici sunt cimitirile, sunt casele părinților noastre, îngrijiți-le. Acasă ți-ai schimbat? Nu mai e frumos covorul ăla, nu mai e perdeaua ce e bun. Vedeți, și la mama trebuie leacă umblat, că 2 metri are, 2 metri pătrați acolo are. Ți-i tu lăsat 20 de hectare, 2 hectare, sau nu tu lăsat nici, dar ți-o dat viață. Ai grijă din mormântul acela. Aprindeți lumânări cu grijă, să nu ne trezim la surpriză. Acasă, dacă lăsați în noaptea sfântă o lumânare sau o candelă, aveți grijă. Și mai spun una. Sper să nu se supere nimeni. Atenție la toate. Atenție la neatenție că hoții n-au sărbători. Hoții n-au sărbători. Să nu veniți să plângeți părinții din cauza că vin la învierii. Uite, hoții ne-au dat atacul. Aveți în grijă unde lăsați cheile, cum lăsați geamul la baie, cum lăsați geamul la debara și așa mai departe. Că hoții n-au, ei pândesc, nu au treabă cu... Și la buzunări, și la biserici. Și la biserici aveți grijă cum ăștia sunt destui, nu biserica divină. Eu nu pot să păzesc 3-4 mii de oameni care vin la înviere. Părinte, când ne înfructăm după ce am luat lumină? Când se termină cu pace să ieșim. Când s-a terminat liturghia, este slujbă. Sfântul Ioan Gură de Aur are rânduială de sfințirea păștii, a ouălor, a brânzei, a cărnii. S-au sfințit toate acestea, s-au stropit cu aghiazmă mare și cu vin curat. După aceea le-a luat frumos, a luat sfânta nafră, poți să iei o gură de aghiazmă mare, oricare ar fi, te duci acasă frumos,
ai făcut o cruce și ai mâncat cu familie, ai ciocnit-o un roș. Eu ciocnesc în biserică. Toți care rămân, nu rămân mulți la biserică, cât rămân în noaptea din învierii, după Sfânta Rechilie Păstrăvim tot, iau ouă și masă într-un coș și trec și gândesc un ou fiecare, la urmă mănânc un ou, un cad de pască, un cad de cozonac. Asta este noaptea din învierii. Nu că am luat lumină și am plecat. S-a furat că și eu, ai zis că ai fost la înviere. Exact cum te-ai dus și am fost mireasă. Da, am ajuns până la nuntă și am plecat. Apoi am fost mireasă. Băi, da, mireasă asta? Băi, am fost la cutare. Nu, domne. Îmi dedic, dar la revelion, deși nu pleci. Te duci până la restaurant și pleci acasă. Stai până dimineață, dacă îți mănâncești. Nu? Și așa și aici. O noapte pentru Hristos, pentru sufletul tău, nu poți dai de la 12 până la 4. 3 jumate, 4, cel mult. Atât durează. Vă mai întreb, părinte, despre simbolul ouălor roșii. Că acum noi facem pentru, din rațiuni estetice, ouăle colorate. Ouăle înseamnă viață. Ouăl. Exact cum am avut acum la Florii, ramuri. Uh-huh. În vie. Ramuri de cum mugurite. În vie ne pregătim spre înviere. Ouăl este viață. Și spune că Maica Domnului, în timp ce Hristos era pe cruce și a fost împuns cu suriță, a curs sânge de pe Hristos. Că sunt acum filme și vedem, chiar dacă se... așa. Și a curs și ouăle s-au înroșit. Că noi le facem vierzi, le facem cafenici, le, mă rog, fiecare cum. Dar ouăl este roș și se spune limpede salutul bucuriei. Salutul bucuriei, pentru că după ce Hristos a fost pus în mormânt, toți au fugit, toți apostolii au fugit și s-au încuiat de frica lui de voi de mine, de acum înainte ne răstignește și pe noi, că am fost cu el. Și iată că singurele femei mironosițe, în prima zi a săptămânii, dacă sâmbătă sabatul, în prima zi a săptămânii, dis de dimineață, adică duminica, au mers, băi, cum merg și astăzi, mamele, mă duc să mai văd o leac țărna la fata mea, la băietul meu, la bărbatul meu, la cel, la mama și la tata. Și vin, mă duc din zimne, 40 de zile vin femeile și tămâiază acolo. Și așa este bine. Au venit femeile în prima zi, dar ele vorbeau pe drum, băi, cine să ne dea nouă deoparte piatra care a fost pusă pe mormânt, pecetluită, străjuită și cu ostași păzită. Și când au ajuns, piatra era dată deoparte și un înger luminos le-a zis, nu vă temeți, mergeți și spuneți ucenicilor că Hristos a înviat. Și atunci, în clipa aceea, s-a fixat salutul bucuriei care se păstrează 40 zile până la înălțare. Omul, când mă întâlnesc cu mătare după noaptea învierii, Hristos a înviat, am fost la înviere. Cu adevărat a înviat. Dacă Hristos n-a înviat, zădarnică este propovăduirea noastră, zădarnică este credința voastră. Ăsta este salutul bucuriei. Hristos a înviat. Ouul înseamnă viață. Părinte, acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la Infomedica și vorbind despre săptămâna patimilor, spunând atât de multe lucruri frumoase pentru liniștea noastră sufletească și pentru a fi ne învățătură. Cu mare drag vă aștept și... Sărbători binecuvântate tuturor, sărbători cu sănătate, cu pace și sărut mâna dumneavoastră. Sărbători cu binecuvântate și cu lumină, Părinte. Trebuie să fac un anunț celor de acasă. Mâine seară ne întâlnim la o ediție specială. Vor fi lucruri foarte interesante de discutat. Nu vă spun mai mult decât că este vorba despre administrația publică locală. La Infomedica vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră, chiar dacă este prima zi de Paște. Vom avea niște sfaturi din partea doamnei dr. Vali Ilieș, pe care știu că o îndrăgiți foarte mult. Sărbători cu bine, la revedere!